Ok, fiat, azi avem, v-am pus pe două poziții, da, să vezi, așa, stai că am lucrat cu Tudor mai devreme, asta e, o, stai, dacă ne trebuie toate astea, bun, fiat, azi lucrăm la tot ce înseamnă joc cu fața la coș de poziția 4, da, ok, okay. Auzi, mă vezi? Nu contează unde încep, o să le pun aici, o să le pun aici, chiar aici, ca, în fața coșului, ca să mă vezi, da? Deci tot ce încep, da, vreau, prins mingea, bum, te uiți, te-ai întors, da? Prima variantă, șut, ok? Deci, pac, mă întorc, țin mingea, șut, ok? După aia... Tot ce înseamnă de jab step, da? Mă întorc, boom. Jab step, shoot. Ok, fiam. La jab step, ce vreau să fiam. Te uiți aici, te-ai întors, da? Și am mingea, da? E, când fac jab step, mă, jucător de mâna dreaptă, vreau să aduci mingea aici. Nu aici, nu aici, să nu fie aici, știi? Boom, o aduci aici. Pentru că după aia ai 1000 de variante, te poți juca, știi? Te poți juca cu adversarul când... Dacă aduc mingea aici, e mult mai greu. Dacă o am aici, pot să o dau pe de picioare, pot să fac foarte multe chestii, știi? Pot să o dau pe la spate, iar de aici e mult mai greu, știi, de jos. Deci lasă mult mingea. Ai făcut pivotarea, te-ai întors fața la coș, da? Să cu fața la coș. Bum! Și șut. Asta o să fie a doua. Deci a doua o să fie întors. Jab, step, shoot, da? Aia o să fie a doua. Hai să lucrăm pe astea două, da? Lucrăm pe astea două și după aia lucrești la următoarele. Ok? Poți să încep chiar de la libere sau mai aproape puțin. Da, îți arunci mingea. Da, stai cum așa. Prins. Și direct shoot, nu? Direct shoot, da. Shoot. Repede, repede, da. Aici dacă o să o tragi, trebuie să o tragi repede. Și câte? Bum. Imediat cum ai prins mingea, vreau pivotarea aia mai repede. Hai să facem 7-8. Vreau să văd dacă prins mișcarea, că după aia o să ai, îți trimite prin mesaj să faci repetițiile. Numărul de repetiții o să fie mai încolo, știi? Acum lucrăm să văd că faci mișcarea corect. Bum. Așa, foarte bine, foarte bine. Super, bravo. Vreau să iau de aici. Când faci, tu arunci cu picioarele foarte apropiate, mi se pare mie. Ia încearcă puțin mai larg. Când faci pivotarea asta, da, încearcă să ai picioarele puțin mai largi. Să ai mai larg deschise. Așa, mi se pare mai ok puțin, da. Ia și încearcă și aruncă. O să vedem dacă zi mai ușor. S-a blocat imaginea. Stai că n-am văzut că s-a blocat imaginea. Iar. Bun, bravo, foarte bine, foarte bine, Lorenzo. Da, da, perfect. Ok, acum hai. Jab step. Bun. Vreau să schimb. Ah, ok, ok. Lucrează pe aceeași parte. Da, bravo. Când faci jab step, gândește că faci undeva la 45 de grade, da? Deci nu-l faci în lateral. Dar nici perpendicular pe coș. Exact, exact, exact. Bravo. Bun, ai prins repede mișcarea. Îmi place. Bravo, foarte bine. Încă trei așa. Bun. Ok, după jab step, când vine apoi, vezi la picioare, dacă acum iar le țin foarte apropiate. Puțin mai larg. Da. Că dacă l-ai foarte apropiat, după aia o să le fie foarte ușor joace contact cu tine, știi? Dacă n-ai baza puțin mai largă, să ai puțin... Deci dacă ai picioarele foarte apropiate, o să fie foarte ușor să te împingă, știi? Bum, bum. Bravo. Foarte bine, foarte bine. Bravo, Lorenzo. Ok, acum vreau jab step. Cum? Și pleci imediat, da?
Jab step și pleci. Și tot pe partea asta? Și pleci direct pe gol. Da, da, da. Jab step, nu mai duci piciorul înapoi, direct ai plecat pe lângă adversar. Bravo. Da, da. Bun. Bravo. Super, ok. Uite că mă puțin în garaj, că mor de frică. Continuă. Ok. Dar trebuie să intru în garaj, că la mine sunt 3 grade. Așa. Stai că nu te văd deloc. Acum mă vezi? Da, acum hai că te văd. Bun. Da. Bravo. Așa 8, nu? Da, da. Atunci sunt gata. Op, bun. Deja tu te pleci partea opusă acum. Da, deci acum ai făcut jab step, adversarul n-a reacționat până acum, acum a reacționat, pleci partea opusă, da. Bravo. Ugo, dar nu te văd deloc. Bravo, foarte bine. Foarte bine, bravo, Lorenzo. Auzi, Lorenzo, sunt... Așa, gata, se văd. Bun, bravo. Gata. Gata? Da. Ok, fiert. Acum vreau să fac aceeași lucru în partea cealaltă. Bun, bravo. Baza piciorul puțin mai largă, da? Bravo. Bravo, foarte bine. Bravo. Bun, a fost 8? Da, acum Jasper, nu? Da, Jasper și shoot. Exact, bravo. Foarte bine. E puțin mai ciudat, da. Dacă ești jucător de mână dreaptă, e puțin mai ciudat acum, dar tot vreau să muți mingea în partea stângă și după aia când vine apoi vii cu mingea pe dreapta, da. Exact, bravo. Dar acum sar pe verticală, n-am vrut să faci niciun fadeaway, știi? Bum, încearcă sar pe verticală, știi că e mai greu. Bum. Așa, bravo, mai bine. Exact, vezi? Ok, bravo.
Bun, ai terminat? Da, cum în cealaltă. Ok, acum te duci direct, după jab, te pleci direct partea stângă. Așa, foarte bine, bravo, bravo, Lorenzo. Bum, exact. Ai făcut jab step, ai văzut că adversarul n-a reacționat și ai plecat pe lângă el, bravo. Bravo. Lucrăm din, da, tot din jab step care l-ai lucrat până acum, da, pac, prins mingea, ce vreau, jab step, ai venit, ai plecat, da, bum, piruetă, aruncare, da, spin move fade away direct, da, ok, auzi, Lorenzo, vină puțin, stai, înainte să te duci, și a doua, de care se counter la asta, da, te întorci, bum, fentă, fade away. Ok? Pe ambele părți, 8 și 8, da? Ai văzut? Ia să vedem. Da. Ok. Da, că se tot întrerupe în șare. Bravo. Super, super, bravo Lorenzo, foarte bine. Acum cealaltă. Bravo. Da, da. Pe fenta de pirueta ta, să ții mingea sus. Uite, adu puțin capul și privirea, dată, deci, uite puțin peste umărul drept, ca și cum ai pleca în partea aia, să vadă adversarul că te uiți să pleci, ca și cum ai face pirueta, da? Și când vii... Așa. Exact, 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 te uiți puțin, atâta și după aia te întorci și arunci. Exact, perfect, bravo, foarte bine. Bravo, excelent. Te văd, ai terminat? E ok, se văd. Ai terminat partea asta? Mă auzi? Foarte ok. M-auzi, Lorenzo, sau nu? Mai auzi? M-auzi? Da, am scos căștile, nu mai mergeau. Ok, ok. Te aud. Ai terminat? Nu mai am. Ok. Bravo. Bun, partea opusă.
Vezi, bate mingea puțin mai repede partea asta, dar te rog frumos. După jab step, când se pleci, bate mingea puțin mai repede. Ok. Bravo. Ok, mă auzi, Lorenzo? Da. Ok, la senta de piruetă, adu o faci așa doar puțin, 20%, vreau să faci până la capăt, deci vreau să faci până îți vine spatele paralel cu coșul, da? Ok. Deci fă-o mai lungă senta aia, senta de piruetă, fă-o puțin mai larg, mai lungă. Nu așa scurtă. Bun. Altceva. Foarte bine. Bravo, Loreto. E ok. Gata. Bun, și acum mai ultimele două și după aia îți dau eu numărul de repetiții pe care îl vreau să-l faci. Stai să-mi trebuie și ultimele două, da? Deci avem așa. Din astea două, mai ai două chestii, mai un step back și mai ai, ok, mă vezi, un up and under, da? Deci, cum ai plecat la prima, da? Și ai făcut pirueta, da? Spune că ai făcut pirueta odată și a doua oară o faci iar, da? Bun, numai că data asta pe aici. Bun. Ok? Up and under. Și la a doua. E plecat. Deci, iată aici. Vreau... Ai pus mingea, ai driblat, da? O dată. Și vreau un pas în lateral. Da? Deci nu vreau un pas înapoi, vreau un lateral. Da? Vreau să creez distanța. Pentru că să faci pas înapoi, să fie foarte greu de aici. Mai ales pentru un om mare, știi? Pentru pasul mare de aici, poate vine aici și dai greu. E, aici, când ai plecat, bum, te-ai pus mingea direct. 1, 2, șut. Da? Te-ai înțeles? Ai plecat, bum, șut direct. Ok? Da. Ok. Haide să vedem. Tot la fel, 8 și 8 pe ambele părți. Și după aceea îți trimite exact numărul de repetări pe care o să-l faci încă o dată mâine dimineață și până la antrenamentul următor. Ia, hai să vedem. Ok, fiat. 1. Bate mingea mai repede, dar puțin mai devreme mingea. După jab se bate mingea aia puțin mai devreme, să nu faci pași. 2. După piruetă. Vreau să ajungi cu fața la coș ca și mai arunca fadeaway, da? Deci fața direct pe inel și după aia face up and under-ul. Nu te grăbi, da? Deci piruetă, up and under, clar, da? E ok. E ok, bate mingea mai repede. Bom, altceva, bravo. Așa, altceva, bravo. Bravo, Lorenzo. Super. Bravo, Lorenzo.
Super, ai terminat 8? Eu? Ai terminat 8 așa? Da. Ok, acum vreau să faci step-ul, da? Ok, te-ai grăbit puțin, vreau să pleci la fel. Gândește că tot ca la jab step pleci, da? Pleci cu dreptul, nu pleci cu stângul aia primul. Îți vine stângul în față și cu stângul vine în față, stai puțin să arăt. Să văd dacă mergem iar afară. Da, uite aici. Ok. Când ai plecat aici, da? Ai pus mingea jos. Acum faci al doilea pas în față. Și acum trag mingea, da? Două dribling-uri. Deci, două dribling-uri. Unul aici când am plecat, al doilea am tras mingea. Deci drept stâng, de pe stâng acum împing, iar drept stâng ca să arunc. Ok. Ia, hai să vedem. Ok, ok, a făcut mai bine. Oh. Bravo, foarte, foarte bună asta, foarte bună. Încearcă să arăt pe verticală, da? Deci după sidestep-ul ăsta nu mai ai nevoie să faci fadeaway. Nu ai trebuie să arăți pe spate după ce faci sidestep-ul ăsta. După sidestep-ul ăsta, să arăt pe verticală, da? Așa, bravo! Bun, partea opusă s-a terminat. Bravo, foarte bine. Bun, reverse. Bravo. Super, super, bravo Lorenzo. Bravo. Ei, foarte bine, ai sărit pe verticală, n-ai făcut fadeaway, iar e excelent. Acum vreau pas. A fost super ok. Vreau pasul puțin mai agresiv, da, pasul de pe când împinge de piciorul drept să fie puțin mai agresiv pasul ăla, da, ca și cum trece până în coș. Bun,
Exact, bravo. Vezi, punem mingea mai repede, da? Punem mingea în pământ, da? Sunt două dribling, două dribling tot timpul, da? Primul când pleci și încă unul când faci step-ul, da? Și mai repede cred că poți pune mingea în pământ. Bum, bum. E ok, termină. Îți spun la final. Ok. La ultime, Lorenzo, la ultime te-ai grăbit puțin, da? Vreau să prind mingea cu spatele la coș, te întorci, după aia jab step, după aia faci toată mișcarea, dar la ultime te grăbeai, o prindeai și plecai direct în jab step, da? Vreau să te întorci, mai întâi în triple threat, da? Deci cu fața la coș, bum, am menit coșul, shoot, după aia jab step, shoot, după aia pleci în toate mișcările, da? Ok. Că state aliniate, varianta A, B, C, D, știi? Ok. Acum, ăsta a fost toată chestia pe ziua de azi. Mai ai shoot-ul, da? Yes. Și îți trimit mâine, vreau să fac și repetările astea din tot ce am lucrat azi. Câteva serii, da? Okay. O să le împărțim pe zile, da? Deci o să fie... mâine avem doar direct face-up, shoot și face-up, jab, step, shoot, de exemplu, o să fie X, număr de serii de repetări. Și fiecare zi vreau să le fac zilnic la fel, da? Ok. Ok. Bine, Lorenzo. Ne auzim, da? Foarte bine, bravo. Spor. Da, mersi.